Micuna, știi cine a fost la televizor? Flacăra! Da? State a dispărut! A dispărut sau mai degrabă a evadat. Da, uite, așa a ajuns și Flăcărica, vedeta asta. Iar încep cu textele astea, lasă-mă, mi ajunge, mă, dă-o, dracule. Tăticule, Giuvaira șoarde ca soba, tăticule. Asta a fost, Zambilico, că așa e la pură, de mai are și ferbințări. Băi, Zambiro, nu e bine să lași copilul să facă febră. Nea Cristofoare, du-mă repede la spital, că nu știu ce să fac cu el. Hai. Stați, mă, să-l chemăm pe medalion! Să-i facă sulfina un ceai! Ce să-i facă? Îmbracă copilul! Hai, ne dai mașina! Da! Hai! Dar asta e că merg și eu! Hai! Da. Dă-i mata un telefon să fie acolo medalion! Hai! Hai! E periculoasă febra la băieții! Dacă face o reion și după aia complicații. Și nu mai poate să aibă copii! Iată, eu am crescut 3 copii, să știi, și am făcut toți ferbințeli. Și am ținut acolo și la mămica sub căruță. Spania, Spania, lumea s-a mai schimbat, fă. Da, s-a schimbat, sigur, știi tu, de nevadările tale, da, da, da. Dar uite, să nu mi-aduc eu acum aminte de pozilii, de femeile, de tango, că uite, eu odată mă încing acum și îmi vine așa... Ia du-te și tu la spital, fă, că poate ai nevoie. Dar mai bine du-te tu și culcă, că ai nevoie tu, Aurică. E de noapte bună, bre, Aurică. E paș duche, e paș manche, hop, hop, hop. Cu popojuca și-a traie palatul meu. Of, doamne, 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 doamne. M-ai întrebat de ce beau. Gata? Taci. N-am copii. N-am copii. Clar. Cineva îmi stă în coastă? Dar nu știu cine. Nu mă rog dacă știu cine. M-a întâmpit așa de dată, nu știu. Miros, nu mai simt, nu mai... Mi-am ieșit de mână. Trebuie să fac ceva. Bine. Stai jos. Fii avut dreptate, Armando? Tu? Ești Iuda? Taci, taci, a? Ce prostii să părăsească regina, ce motiv avea? Călmin? Îmi crezi? Te crezi deștept? Chiar crezi că mă poți face? Tu? Pe mine?
Vede, domnule tată. Poate mă vinzi tu. Între două pahare. Destule motive să mă vezi cu botul în serena. Măi, copii. Măi, copii. Sunt foarte convins că unul din voi are așa o plăcere nebună să miroase șosetele. Nu mă bată Dumnezeu dacă știu care e dintre voi. Asta e. O să trebuiască să-mi spăl cu grijă șosetele ca să nu mai aveți voi ce mirosi. Da, până atunci. Da. Jos, să nu faci lucruri, știi. Da, până atunci. Jos. Jos, jos. În față, Sfântă Mără. Hai, Roza, hai și tu. Hai, Gori. Hai, în cerunchi toți. Așa. Și acum repetați după mine. Santa Madonna. Santa Madonna. Iartă-mă că sunt un nemernic. Iartă-mă că sunt un nemernic. Și că vreau răul fratelui tău, Lucian. Și că vreau răul fratelui tău, Lucian. Dacă voi fi prins... Dacă voi fi prins, sângele meu îți va spăla picioarele, Santa Madonna. Sângele meu îți va spăla picioarele, Santa Madonna. Da. Cam asta e acum, momentul ăsta. Ce faci, fălămâițu? Ce-ai cu tine? Ești bolnavă? Nu. Ia zi. Vreau să vorbim. De ce tai noi cu mine? T-am promis că nu mă spui Lurelu. Ei, de fă că mă jingufiști. Adică cum fai eu care sunt mama la tine să te dau în gât la Relu să poate? Pute, mă jur pe sufletul meu și pe bărbântul la bunica mea originală din India, care o chema Indira, dacă eu zic ceva la Relu să poate, fălămâiu. Nu știu ce să mă fac cu el, că din scandal și din bătăi nu mă scoate. Vreau să-l părăsesc, să mă duc în lumea largă. M-am săturat să suport atâta suferință. Ce faci, mă, bei singur? Stivenu, m-am gândit să mergem mâine undeva, să facem niște poze de-alea mari, așa, colorate, custate, să le lipim în tot orașul și scriem pe ele pierdut, caut eu și trecem numărul de telefon. Pe și unde le lipim?
păstâri pe unde. Eu uite, bă, alta acum mi-a venit în cap. Auzi, bine, cu curvele alea, să știi că nu e bine. Tăticul, dacă lipsește 2-3 zile de acolo și astea simte ceva, pleacă. Pleacă și se duce tocmai la dușmani. Păi, dar te duci și tu pe acolo și așa dai o tură și dacă e răscoală sau ceva, atunci și-a luăm măsuri, nu? Ce se vede, bă, acolo? Babi, se vede ceva bine? Dacă l-a răpit cineva pe tăticul. Aolo, dacă iată tu una singur peste botul ăla. Păi se poate așa ceva? Și ia fii atent că n-avem câine, avem babi. Ia du-te la poartă și latră. Aolo, să-mi aduce aminte să facem și o daia cu câine rău, să o lipim pe poartă. Da, fă, mămică. Dacă ăsta mic are dreptate și până la urmă vreunul din ăștia care are ciudă pe tăticul l-a luat. Fă, e mulți care are ciudă și pe tăticul și pe noi, dar nu-și permite, fă, niminea, să le ia pe state așa pe sus și să-l puie unde vrea ei. Păi ce ăla stă? Dă-o dracu chiar așa. Stai bine că nu e așa. Eu zic să fim atenți, să băgăm de seamă că cine știe pe aici prin jurul casei cum... Dacă vine și ne ia și pe noi cineva. Păi ia pestolul. Aici. Așa, foarte bine. Și ia, stai de veche așa, o tură. Și după aia veni și te schimbăm noi. Și până la cât e așa o tură? Până la 8 de dimineața. Și faci o cafeluță să avem când ne trezim. Hai, pot să ne culcăm. Hai, ne bazăm pe tine, mă. Aulea! Fă niște analize, gata, liniștește, o să fie bine, stai liniștit. Unde duce medalioane? Ai grijă de el! Să-i facă niște analize, te rog eu frumos. Medalioane, trăiți-ar familia, ai grijă de copilul meu! Liniștește, Codru știe ce face. Stai jos. Băi, stai și tu, asta. Liniștește, da. Așteptăm, asta-i. Unde s-a dus ăștia copilul? Da, auzi, ma? Analize. S-a dus încolo și copilul ăla tot face. Da. Tu să nu faci ce-mi fac alții. Tito. Să nu mă trădezi niciodată. Ți-am zis eu. Când ai de gustul la libertate, nu te mai întorci niciodată în țigănie. Auzi, Ruza, nu e momentul. Ți-ai găsit și tu nașul. Sclava pe care ai luat-o din gunoi. Acum s-a ridicat împotriva ta. Vezi ce înseamnă să te trădeze familia? Da. Am și o rugăminte. Mai taci din gură. Du-te mai încolo. Rămâi eu. La relu i-a luat banii și bulibășea la mințile. S-a schimbat. Nu mai e la cariera. Mă tot gândesc. Dacă avem un copil cu el, atunci ce se întâmplă? Lăsă mai bine că n-ai rămas borțoasă, că nu plecai tu vie de acelișa din șantră cu plotul după tine. De când am văzut că începe să se schimbe, am început să iau anticoncepționale. Ce? Ca să nu rămân gravidă. Rămâițu, eu sunt mama la tine, te iubesc ca ochișoară mei din cafă, dar asta nu e bine. E împotriva la legile șetrei noastre. Dar lasă, mai bine că n-ai copil. Nu cred că e bine tu să ai copil de la Relu. Nu e bine. Mamă, Sulfină, mă tot gândesc să plec. Nu mai pot trăi cu Relu.
Nu mai are nimic în comun cu bărbatul de care m-am îndrăgostit. O, fetița mea, fetița mea. Te înțeleg, păi. Cât să mai îndurezi și tu. Te lasă, mă așteaptă. Dacă te vinde, te-ai gândit ce o să faci? Nu. Cum o să te mai ajute bogățiile tale? Regina a fost crescută să nu-și trădeze familie. Dacă trăia într-o familie normală, mai ziceam. Da. Nu așa. Armando Viola când vroia el. Tu o tratai ca pe o slugă. Eu zic să te aștepți ca ea să te vândă. Bă, dar tu ce zici acum? Că te bucuri că Regina a fugit. E un exemplu bun pentru ei. Atunci care te-ai tu, dracu? Ești tânăr, ai toată viața în față? Poți să ți-o refaci cu negru tău? A, da, am uitat. Te-a părăsit și asta. Vezi cum ești? Cum să mă? Ca un cancer care suge viața la toți din jurul lui. Și nu lași pe nimeni să trăiască și să fie fericit. Păi ia... Ia dai tu ceva de mâncare, lui Tito. Sunt sigur că e foame.